Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la Indagra, la cea mai importantă manifestare de profil agricol din România și din sud-estul Europei. Îi am alături de mine pe domnii Ovidiu Ilea. Bună ziua și bine ați venit la standul Agro TV. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, îi spun și domnului Ștefan Stănescu și mulțumesc pentru faptul că a acceptat să fie prezent aici la Agro TV. Și ziua, în ultimul rând vreau să îi mulțumesc pentru prezența domnului Florin Neacșu. Bună ziua și dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc pentru că suntem prezenți în formula aceasta. Aș vrea să începem dezbaterea noastră prin a-mi spune cum găsiți cea de-a 21-a ediție a Târgului Internațional Indagra, cum vi se pare Indagra 2016? Domnul Neacșu? Pentru noi Indagra 2016 este, cel puțin din punct de vedere al numărului de vizitatori și de fermieri interesați de utilaje, mi se pare un succes, pentru că noi am participat la Indagra încă de acum 15-20 de ani cu o mică întrerupere și am revenit acum câțiva ani și în fiecare an se văd că s-au făcut pași înainte, atât din punct de vedere al expozanților, al importatorilor, al ofertei de mașini și utilaje pe care le prezintă în standuri, cât și al fermierilor care ne vizitează și care vin din ce în ce mai bine pregătiți și chiar cu întrebări foarte pertinente și sunt deja aproape știu cam ce vor să achiziționeze pentru fermele lor. Aceeași întrebări și pentru domnul Ștefan Stănescu. Pentru noi, echipa Agriso este primul an la Indagra și la fel cu rezultate foarte, foarte bune. Deja suntem de 2 ani în piață, fermierii deja au aflat de noi și ne caută, au venit foarte mulți la noi la stand. Urmează, o să avem câteva luni încărcate de vizite în fermele dumnealor. Domnul Ilea? Pentru mine, eu nu vă pot vorbi foarte multe pentru că s-a dat ora când particip la acest târg. Prima dată am avut calitatea de vizitator, iar acum reprezint societatea SC Agro Varo SRL, care se bucură de o amplă vânzare și care vinde echipamente din import în bună parte, la prețuri rezonabile, prețuri mici, și care își dorește să facă profit din prețuri mici și volume mari. Domnule Neacșu, mă întorc la dumneavoastră și vreau să le spuneți telespectatorilor noștri cu ce produse ați participat aici, cu ce ați venit în fața vizitatorilor. NHR Agro Partners este de fiecare dată prezent cu o gamă largă de utilaje. În primul rând, fiind o firmă care aduce pe piață tractoare și combine, evident că punctul forte sunt tractoarele și combinele. Avem, începând cu tractoare de 50-60 de cai putere pentru ferme mici sau sere și solarii, fără cabină, până la tractoare de putere mare, 340 de cai putere, este cel mai mare pe care îl avem aici în târg. Un tractor cu motor 2 și cu transmisie Vario, cu variație continuă. Foarte electronizat, ceea ce multor fermieri li se pare că e o chestie mai greoaie, dar totul este atât de simplu, este ca și când ai avea un telefon mobil la care faci câteva setări și după prima jumătate de oră te-ai obișnuit cu el. Cu sistem de autoghidare, se conduce singur în teren, toate informațiile posibile despre utilajul cu care lucrează, despre regimul optim de lucru și el își fiind cu transmisie Vario, și alege regimul de lucru optim, astfel încât consumurile de combustibil să fie cât mai reduse. Și în afară de tractoare și combine, avem o combină de recoltat struguri, care e noutate pentru, cel puțin pentru noi, în târg. Am vândut anul acesta câteva combine de recoltat struguri în Ardeal, la Jidvei sau în altă parte, în alte ferme, și fermierii care le folosesc deja ne-au transmis un feedback foarte, foarte pozitiv. Și aici, în târg, au fost o mulțime de fermieri interesați de combine de recoltat struguri.
plus gama de utilaje clasică, încărcătoare cu braț telescopic de la firma JCB, un model de ultimă generație lansat acum o lună și ceva în Marea Britanie, cu o transmisie similară cu transmisia Vario, care are un braț telescopic de 7 metri și ridică 3100 de kilograme, plus toată gama de utilaje pentru lucrările solului, semănat, întreținerea culturilor de la partenerii noștri. Domnule Ștefan Stănescu, știu că v-ați întors de curând din străinătate, unde ați fost premiat pentru produsul dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți mai multe lucruri și să facem cât mai permisivă informația pentru telespectatorii care privesc în momentul ăsta AgroTV. Noi avem o aplicație de soft pe care am dezvoltat-o acum 2 ani și a pornit tocmai din nevoia de a controla cât mai bine toate operațiunile ce au loc într-o fermă. Sunt și fermier, lucrăm 3500 de hectare în sudul județului Olt și la această suprafață aveam într-o zi simultan minim 4 echipe care făceau diferite operațiuni, de herbicidat, fertilizat, operațiuni de semănat, arături și astfel simțeam că nu pot să controlez ceea ce se întâmplă în ferma mea. Începând de acum 2 ani am apelat la toate soluțiile din piață, dar n-am găsit nimic satisfăcător, pentru că ar fi trebuit să apelez la vreo 5 firme, firme de GPS, firme de software, firme de scanări din satelit, firme care au dispozitive de măsurat sole și n-aveam totul la un loc. Îmi trebuiau să am 5 conturi diferite de la fiecare firmă în parte. Astfel, începând de acum 2 ani, împreună cu Mihai Stănescu, verișorul meu, am pus bazele aplicației Agriso, care integrează toate aceste lucruri într-un singur loc. Am folosit-o în aplicație timp de un an de zile, am avut rezultate foarte bune pe partea de eficiență de combustibil, undeva la 22%, adică dacă într-un an agricol foloseam 330 de tone, anul în care am folosit aplicația am redus undeva la 260 de tone. Deci cam 70 de tone am reușit să eficientizăm consumul de carburant. De asemenea, venim și cu scanări ale solelor, reușim să semănăm variabil, să fertilizăm variabil, astfel încât raportul de costuri pe hectar versus venituri pe hectar să fie cât mai optim. Astea ar fi principalele beneficii ale aplicației pe care dumneavoastră ați spus-o. În practică, spuneți-mi dacă agricultorii, fermierii sunt interesați de genul ăsta de program. Da, fermierii sunt foarte interesați pentru că este o aplicație foarte utilă. Solele noastre sunt compatibile și cu softul Apia, deci în primăvară își pot face declarații direct din aplicația noastră către softul Apia și au foarte, foarte multe avantaje folosind această aplicație. Avem la momentul acesta clienți în toată țara, începând de la Arad, Timișoara, Satu Mare, Constanța, cam peste tot. Avem și clienți de la care primim feedback-uri foarte bune. Sunt mulțumiți de aplicație, chiar suplimentează numărul de dispozitive pe care noi le oferim. Domnule Ilea, dumneavoastră sunteți un fermier din zona Ardealului, aveți acolo o suprafață importantă pe care o prelucrați, o exploatați. Vreau să-mi spuneți, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt principalele probleme cu care vă confruntați și cum treceți peste ele, ce soluții ați găsit și ce am putea concluziona acum la sfârșit de an agricol. Da, eu exploatez teren în două județe, județul Alba și județul Cluj. Dețin în proprietate 5 ferme, ferme zootehnice. În paralel, bună parte din baza furajeră o producem în ferma vegetală, iar o parte o cumpărăm. Prezența mea la această expoziție, împreună cu SECE Agrovaro, care se adresează unei alte clientele, fac obiectul fermele mici, iar prețurile pentru produsele expuse la noastră sunt îndreptate înspre acei fermieri mici, pentru că, ce spuneau domnii prezenți în emisiune, fermierii mici nu-și permit și nu se închid economic. Într-adevăr, recunoaștem faptul că sunt
utilaje performante, dar e nevoie și de utilaje din Turcia și Polonia la prețuri mai mici, care să acoperă necesarul fermelor mici. Și aici aș vrea să fac o referire la încărcătorul frontal, care se adaptează pe tractoarele românești. Știu, nu se mai dorește, nu se mai defilează, dar un studiu de piață arată faptul că bună parte din fermierii români încă lucrează cu tractoare românești, la care au venit cu îmbunătățiri, cu încărcătorul frontal, indispensabil într-o fermă zootehnică. Și acum, ce să vă zic, anul agricol a fost un an agricol bun, un an agricol în care partea de Transilvania a fost mai puțin afectată de secetă, un an agricol în care prețurile pentru animale s-au dublat comparativ la vânzare, s-au dublat comparativ cu anul trecut. Este un lucru pe care e de apreciat și datorat faptului că s-au deschis piețe externe. Aici fac vorbire despre Orientul Mijlociu, Turcia, Iordania, Israelul, Cuveitul. Ceea ce e foarte important, să o decongestionat un pic piața, iar fermierii acum încep să nădăjduiască, pentru că au traversat o perioadă extrem de grea, perioada în care 2015, cu subvenții întârziate, pe fond de calamitate, pe fond de piață care nu se exporta, au dus implicit la falimentul mai multor ferme. Domnule Neacșu, vis-a-vis de utilajele pe care le comercializați, spuneți-mi dacă oamenii sunt interesați de astfel de produse și mai ales dacă și le și permit, pentru că se știe, puterea de cumpărare e destul de scăzută. Ce facilități le oferiți? Care sunt cele mai solicitate, cele mai căutate tractoare, combine pe care dumneavoastră le puneți la vânzare și mai ales dacă în perioada asta târgului Indagra ați reușit să încheiați contracte cu diversi agricultori, diversi fermieri? Da, noi lucrăm în permanență foarte aproape de clienții noștri, fie că e vorba de proiecte pe fonduri europene, fie că sunt achiziții directe. Poate anul acesta o greutate în luarea deciziei a fost tocmai faptul că au fost mereu promisiuni, că vor fi proiecte, vor fi sesiuni. Toată lumea spera să obțină un proiect finanțabil și s-a văzut că până acum încă nu se cunosc rezultatele proiectelor. Toată lumea aștepta o sesiune nouă să mai depună proiecte, ceea ce i-a ținut foarte mult pe loc. Dar cei care au avut nevoie și care au înțeles că e mai bine să te descurci singur decât să aștepți un an, doi, până când se poți implementa un proiect, și au făcut eforturi foarte mari și și-au cumpărat utilaje sau își cumpără în continuare. Mai ales că am venit cu niște parteneriate cu finanțatori din piață care asigură niște credite pentru achiziția de utilaje în niște condiții foarte interesante, foarte ușor de accesat de către fermieri. Și avem chiar și acum la târg câteva oferte deosebite, de exemplu, perioada de grație pentru combine până în mai, pentru că în perioada aceasta, ne folosim combina, omul s-ar putea gândi că n-are rost să investesc acum, să plătesc dobândă pentru ceva care voi folosi abia la anul. Deci perioada de grație și prima rată începând din 2018 la combină, finanțare pe 7 ani. O altă finanțare avem pentru restul de utilaje, tractoare și chiar și la combine, cu un an de grație, deci dobândă zero, și ultimii 2 ani de asemenea fără dobândă. Deci o perioadă practic de 2 ani jumate, aproape 3, fără dobândă.
Alte finanțări sunt cu avans mic și cu primele rate începând cu anul viitor. Deci aici, chiar la, de exemplu, la JCB, la încărcătoarele cu braț telescopic, avem o ofertă împreună cu JCB Finance cu 0,99% dobândă și aceasta va fi, este o promoție care se va încheia la sfârșitul anului. Deci, în felul acesta, am căutat să fim puțin aproape de fermieri, să-i sprijinim în măsura în care s-a putut și cu finanțarea. În plus, avem pachete promoționale, avem tractoare plus utilaje, care au prețurile mult mai reduse decât dacă ar fi vândute individual. Și pentru combinele 2 pe care le promovăm pentru anul viitor, avem de asemenea niște prețuri deosebite, combină cu header sau combină header și cărucior de transport pentru header la cele mai mici prețuri din piață, deși combinele sunt comparabile cu mărcile principale care sunt în momentul de față prezente pe piața din România. Domnule Stănescu, vreau să-mi spuneți din punctul dumneavoastră ca și fermier care au fost cele mai mari impedimente cu care v-ați confruntat în anul agricol 2016. Știu că a fost un an aparte din toate punctele de vedere, dacă ținem cont de seceta cu care partea de sud a României a fost cu care s-a confruntat, subvențiile n-au venit la timp, toate lucrurile mai puțin bune se pare că s-au abătut mai mult sau mai puțin asupra dumneavoastră și asupra fermierilor din anumite regiuni ale țării. Spuneți-mi în momentul ăsta dacă e să trageți linia, a fost un an agricol bun, un an agricol mai puțin bun? În condițiile acestui an în care, fiind în sudul extrem al României, am avut destul de multă secetă, am avut la fel și problemele acestea de care spuneați cu subvențiile, cu plata întârziată a lor. Am avut un an în aceste condiții mediu spre bun. A fost un an totuși un an bun, în regulă, pentru că am reușit să eficientizăm foarte mult și partea de costuri. Asta ne-a ajutat foarte mult. Tocmai de asta le recomand fermierilor, în condițiile în care presiunea pe preț este foarte mare la grâu, la porumb, să-și eficientizeze costurile, pentru că e posibil ca asta să fie un preț poate aproape de realitate și astfel încât e posibil să nu fie foarte eficient în partea de producție. Domnule Ilea, sectorul zootehnic s-a lovit, din păcate, cu foarte multe probleme. Așa este, da. Subvenția, cred că, a fost diminuată. Da. Faptul că ea se și impozitează e cu atât mai greu. A venit târziu pentru foarte mulți dintre fermieri. Sunteți încrezători pentru perioada care urmează că lucrurile se vor putea pune la punct, se vor remedia și în felul ăsta și activitatea dumneavoastră va avea un curs firesc, un curs normal. Da. Eu am făcut vorbire la Ministerul Agriculturii despre faptul că subvenția urmează să fie impozitată, lucruri care sfidează orice logică, inclusiv definiția subvenției, care le-am repetat-o. Subvenția se definește ca un aport financiar pentru a obține un produs, care e neimpozitabilă. Ori, pentru a obține acel produs, câte vreme s-a calculat acel aport financiar, e just că nu trebuie să fie impozitat. Evident, atrage după sine consecințe nefaste. Asta e situația în care vorbim de un context pentru sectorul zootehnic net favorabil. Un context în care cele mai nocive lucruri se abat asupra segmentului zootehnic și le enumăr încă o dată. Piață nu exista, exista limba albastră. Prețuri pentru animal în viu, pentru produse lactate extraordinar de diminuate, niciodată nu s-a atins pragul atât de jos, subvenție diminuată și întârziată, a făcut ca multe ferme să intre în faliment. Evident, eu nădăjduiesc la mai bine, pentru că nu e prima dată când ne confruntăm cu probleme, mai fost ani secetoși, unde cel mai afectat e segmentul zootehnic și asta s-ar traduce în felul următor. Prețurile animale în condiții de secetă scad de 2-3 ori și n-ajunge numai că scad, nici n-ai cui să le vinzi, iar prețurile la
baza furajeră crește de 2-3 ori. Și atunci, din decalajul ăsta enorm de mare, mulți fermieri intră în ce se numește incapacități financiare și implicit în faliment. Evident, fermierii care au rezistat, pentru ei de acum răsare soarele. Întotdeauna, dacă ați urmărit un grafic, acei fermieri care au trecut de perioada asta grea, ajung pe val, iar prețurile, după cum v-am vorbit mai anterior, s-au dublat pentru animale, subvențiile au început să vină, au început să intre și pe 2016, anul agricol a fost bun, deci Doamne ajută pe mai departe. Domnule, ajută pe mai departe și vreau să întreb pe domnul Neacșu dacă toate problemele fermierilor s-au reflectat și în cifrele de vânzări ale dumneavoastră, că până la urmă tot domeniul ăsta agricol are o strânsă interdependență. Dacă dânșilor nu le merge bine, implicit se repercutează și asupra celorlalți factori și asupra celorlalți decidenți din sectorul agricol. Așa este, totdeauna trebuie să fim... să creștem împreună cu ei, pentru că nu putem singuri. Și am avut uneori, și noi am simțit exact aceleași probleme pe care le-au avut fermierii. Totuși, spre surprinderea multora, pot să spun că anul acesta piața de mașini agricole a crescut un pic față de anul trecut. Este ceva puțin paradoxal, pentru că în toată Europa piața de mașini agricole a scăzut. În România piața nu a scăzut, dimpotrivă, a crescut într-o măsură mică, dar a crescut și, din fericire, și noi am ținut pasul cu această creștere. Deci, ca cifră de afaceri, ne situăm un pic peste nivelul anului trecut. Suntem foarte mulțumiți și, bineînțeles, mulțumim fermierilor care au avut încredere în noi și care au avut curajul să facă investiții în condițiile astea destul de vitrege din acest an, pentru că cel puțin în zona de sud și în zona Moldovei au fost probleme inclusiv cu seceta foarte serioasă și asta a contribuit foarte mult în luarea deciziilor. Dar totuși majoritatea dintre ei au reușit și au făcut investiții, așa că pentru noi a fost un an bun. Domnule Stănescu, vorbeam mai devreme despre secetă, vorbeam despre problemele fermierilor. Vreau să îmi spuneți dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru anul ăsta agricol 2016, prețurile au fost corecte, dacă există o piață de desfacere și mai ales cât de greu sau cât de simplu este să vă valorificați până la urmă munca. A fost destul de mare presiune pe prețuri anul acesta la cereale. Având fermă de cultură mare, ca și desfacere nu este un lucru complicat, numai că prețurile nu au fost așa mulțumitoare cum ar fi trebuit. De asemenea, în toate fermele pe unde mergem în România, mai observ încă o problemă. Pe partea de tehnologii, pe unde la clienții noștri, unde le scanăm anumite sole din satelit, observăm anumite puncte roșii. Deja fermierii au lucrat atât de intens anumite porțiuni pe care le au ca și sole în cadrul exploatațiilor, încât solul acela nu mai mineralizează azotul. Ei nu pot să vadă nici pe cartări acest lucru și astfel deja venim și cu recomandări de semăna variabil, de covoare vegetale pe acele zone, ca să reușim să readucem solul din fermele românești la standarde cât mai bune de producție. De fapt, viitorul ăsta este agricultura de precizie, începând cu sisteme simple de GPS, de autoghidare sau de doze variabile, cum spuneați. Cred că ăsta e viitorul, da. Și în scurt timp, deja fermierii români, foarte mulți dintre fermierii români au înțeles că este util să facă această investiție. Deja este un trend pe care deja l-avem din partea de vest a Europei, în America de Nord se folosește foarte mult și cu siguranță și la noi acesta este viitorul în următorii 2-3 ani. Cu siguranță, agricultură performantă nu se poate face fără cercetare, fără tehnologie, fără specialiști. Sunt lucruri care până la urmă impun anumite trenduri, dacă vreți să le spunem așa, și cine vrea să țină pasul cu performanța trebuie să țină cont de toate aceste puncte, că altfel dacă căutăm să le eliminăm sau dacă
încercăm să sărim anumite etape, lucrurile cu siguranță că nu ajung acolo unde trebuie, cu atât mai mult că vorbim despre o piață liberă, o piață concurențială, suntem în Europa și vrând nevrând nu suntem singuri în zona asta și ne lovim și de partenerii noștri sau cum doriți dumneavoastră să-i denumiți din afara granițelor țării. Domnul Ilea. Da. La ce doriți să vă răspund? Despre concurență să vorbim? Da, așa este. Important e că s-au deschis acele piețe pentru Orientul Mijlociu și în felul ăsta s-a decongestionat toată piața europeană. Noi știm foarte bine pentru că automat eram afectați de embargoul cu Rusia și deodată ne-am trezit cu mai mult decât consumăm că producem și asta a dus implicit la creștere de, la scădere de prețuri. Ce să zic, acum lucrurile mi se pare că au intrat pe un făgaș normal. Așa este, concurența e acerbă și noi trebuie să găsim soluții. Sunt de acord și împărtășesc ceea ce au zis colegii mei de platou, pentru că numai cu utilaje performante putem ține cadența cu ceilalți. Dar să nu uităm un lucru, pentru că foarte important e ceea ce se numește un management de fermă. Ori la capitolul ăsta suntem destul de tributari, să spun așa. Le cam facem după ureche. Spre deosebire de ceilalți din familia europeană, avem un teren fertil, avem cât de cât precipitații, avem piață și atunci n-ar trebui să ne plângem. Suferim la capitolul consiliere, suferim la capitolul autorități, autorități care n-au răbdare cu noi să ne învețe, care vin cu ciomagul, ceea ce nu este bine. Oriunde, orice fermier din spațiul comunitar îi se duce, îi se prezintă situația, îi se dă un regaz, se remediază chestiunea, după care se intervine. Trebuie să fie o abordare drăguțică cu fermierii, pentru că, în definitiv, ei reprezintă acea clasă muncitoare. Nu acei neisprăviți care au năravuri proaste. Pentru asta s-a discutat, am discutat cu ministerul, se încearcă așa o soluție tampon între autorități și fermieri. Nimeni nu calculează faptul că fermierii sunt 365 de ore prezenți din 365 de zile din 365 și că oricât ei pun în cârca lor, nu pot să învețe toate legile care apar. Ei sunt la muncă. Lor trebuie să meargă cineva acolo, trebuie direcțiile agricole să fie mai aproape de ei, să îi ajute la implementarea de proiecte pe modelul francez. În Franța se vorbea, nu trebuie decât să-ți dorești să fii fermier, iar statul vine înspre tine. Vine cu ingineri, cu medici, cu economiști, cu soluții de finanțare, cu tot ce presupune asta.